ziua, dragi fermieri, Daniel mă numesc și reprezint compania Bayer și sunt alături de noastră chiar dacă distanțarea socială ne obligă să fim un pic mai prevăzători vis-a-vis de aceste interacțiuni pe care le putem avea în această perioadă, este și pentru sănătatea noastră și pentru noastră. Totodată este de știut faptul că agricultura își vede demersul ei, culturile noastre au nevoie de ajutorul nostru și mi-am propus ca cu ajutorul acestei digitalizări, acestor variante de lucru pe care le putem accesa în zilele noastre, să încercăm să vă transmitem câteva idei și câteva recomandări direct din câmp în funcție de nevoile pe care le doriți. Am ales această locație pentru că în această locație găsim diferite timpurietăți la cultura de rapiță. Nu întâmplător, pentru că foarte mulți dintre noastră ne contactați în această perioadă și ne spuneți: domne, vreau să fac tratamentul la rapiță. Și de foarte multe ori diferența din câmp este alta față de cea pe care ne-o imaginăm noi, poate din șosea sau poate văzând o altă cultură la vecin. Aici diferența o face timpurietatea hibridului. Vedem în stânga mea un hibrid care este la începutul înfloritului, un hibrid mai tardiv, iar în dreapta mea un hibrid care se află în înflorit de plin și automat nevoile lui vis-a-vis de planul de protecție sunt diferite. Ce este foarte important sau primul element pe care trebuie să-l aveți în vedere în această perioadă când vă gândiți la a face un tratament la cultura de rapiță este să anunțați primăriile și desigur apicultorii în vederea efectuării tratamentului, perioada în care îl faceți, cu ce produs aplicați, astfel încât apicultorii să aibă timp să închidă albinele și să puteți să efectuați tratamentul în siguranță atât pentru cultură cât și pentru polenizatorii, de care desigur avem foarte mare nevoie. Și voi începe cu acest caz, în cazul în care în fermă avem un hibrid mai tardiv, exact cum putem vedea și în această locație, automat stadiul lui de vegetație este diferit. Asta înseamnă că abia avem primele inflorescențe vizibile pe racemul principal, în schimb nevoile lui în vederea combaterii dăunătorilor și a bolilor sunt aceleași, ba chiar încărcătura, o să vedem în foarte multe cazuri, de melighetes este una foarte mare în această perioadă, pentru că acești adulți de melighetes sau gândacul polenului intră în acești muguri florali, consumă organele florale, astfel încât în momentul în care noi deja trebuie să avem inflorescențe și viitoare silicve, desigur nu le vom mai avea pentru că au fost consumate deja de larvele care ne-au consumat nouă aceste inflorescențe. Noastră, la acest moment putem avea și astfel de hibrizi. Hibrizi care au ajuns într-o fază de înflorit de plin, hibrizi care au alte nevoi. Și dacă ne uităm, este foarte simplu să ne uităm aici, avem deja inflorescențe foarte bine dezvoltate, avem deja primele silicve vizibile, nevoile acestei culturi sunt diferite față de cea din stânga. De ce? Pentru că aceasta este perioada în care noi trebuie să ne securizăm cultura împotriva a doi patogeni foarte importanți, și aici mă refer sclerotinia și alternaria, care se pot instala în această fază. Totodată, în această fază, dacă o să ne uităm și aici, mai sunt adulți de melighetes, un dăunător care, desigur, persistă și poate să se reinstaleze din culturile vecinilor și ne poate crea probleme și în acest stadiu a înfloritului de plin. Recomandăm în acest sens aplicarea unui pachet Propuls, un pachet care este gândit în felul următor. Propuls este fungicidul care, ca și în cazul unei culturi mai tardive, unde avem aceste crăpături fiziologice și le putem vedea foarte ușor și aici, ne poate asigura un control foarte bun. Știm cu toții, aceste crăpături reprezintă portițele de infecție pentru sclerotinia și alternaria. Prin aplicarea unui produs precum Propuls la înflorit, un fungicid cu două substanțe active, un fungicid de ultimă generație, reușim să controlăm tot ce înseamnă infecția de alternaria, reușim să ne securizăm planta împotriva sclerotiniei și totodată, când vorbesc de pachetul Propuls, vorbesc și de insecticidul Biscaia, care vine la pachet cu acest fungicid, un insecticid sistemic care are rol de a ne controla infestările, de a face o corecție pe infestările ulterioare de melighetes în cultura de rapiță. Este foarte important ca la nivel de fermă să ne tratăm diferențiat solele și culturile, pentru că timpurietățile la cultura de rapiță pot face diferența între planurile de tratamente. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă asigur că toată echipa Bayer și colegii mei vă stăm la dispoziție și în această variantă digitală, de ce nu. Vă doresc multă sănătate, să aveți grijă de noastră și să ne vedem cu bine atunci când lucrurile se vor mai relaxa.